siguranță n-au pătit ouăle niciodată așa. Sunt cele mai bune ouă pentru micul dejun. Am pus apa la fiert, adăugăm sare. Din acest moment le fierbem timp de 8 minute. Și acum le scoatem într-un bol cu apă rece. Eu bolul l-am ținut un pic la congelator. Cât au fiert ouăle, e de dorit dacă aveți și niște cuburi de gheață și mai bine. Și acum trecem să pregătim cele mai bune ouă. Cu siguranță n-ați mâncat niciodată genul ăsta de ouă. Punem untul la topit. Acum, în untul ăsta am să adaug un pic de sare, un pic de piper, boia, un pic de pătrunjel și va face de usturoi. Și acum ouăle trebuie să fie, le-am tăiat în jumătate, trebuie să fie pe jumătate mult. Și le aruncăm aici. De apetisante sunt ouăle astea. O să vă rămână ouă după Paște, neapărat să pregătiți măcar o dată. O să vedeți cât de bune sunt. Servim pe o felie de pâine cu un pic de salată. Venim cu oul nostru delicios și este un mic dejun super hrănitor și foarte gustos. Am să pun și un pic de ceapă verde, că se potrivește de minune. Și un pic de pătrunjel. Și gata, dragilor, în felul ăsta am servit oul nostru.